Prea din vreme vine școală, prea mai târziu, om. Păi am venit să văd cum vă strângeți. Ne strângem noi una, două. Da? Ați venit la meeting? De unde ați venit? De la Vadul Moților. Oh, departe. Departe. Ăla ia interviu, că ăla știi de unde, ăla departe. Da? Ăla mare. Care e? Ăla cu ciubica în cap. El e pornit. Da, ce faceți aici? Să protestăm. Împotriva cui? Împotriva președintelui țării. Da? Da. Tot hotărât să? Ce? Sunt și ce? Hotărât să îi vină mintea la cap. Până acum am observat că nu are nimic în cap. Da, să fie! Păi și ce-i cereți acum? Dar ce să cerem? Numai să facă ce-o promis. Și ce-o promis? Dacă dumneavoastră nu știți. Nu, eu vă întreb pe dumneavoastră. Da, băi, sunt mulți care... Da, cred eu. Da, să-mi ieși domnul. Pentru ce s-au apucat să conducă o țară de români când el e neamț? Cu totul autoritar, el vrea să ne fure cu totul. Nu e rușine, așa, ca față de român. Pentru ce stă în fața românilor și... Nu pleacă. De ce nu se duce după părinții lui? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Păi da, ce-a făcut? Făcut-o destule. Cât au furat cu numai mașinile poliției, în loc să le ia de la români, de la Dacia, le ia de la nemți. Ia la armată. Păi și ceilalți dinainte? De unde o luat? Dar păi de unde o luat? De la români o luat, de la Dacia. Știți ce-a făcut domnul? O vândut pădurea la Ustreci și eu stau într-o vârdie munte și nu pot ia un lemn. Și răfrig în casă până mă calcă. Și dumneavoastră la cine vindeați pădurea când o tăiați? Cum? De unde să am, că eu n-am păduri, numai acolo lângă casă, doar la răfrig în casă. O dat o pădurea la șmeche, nu l-o m-am arăt. Asta a fost. Lasă răbdia asta în casă, că îl duce austriacul, că e mafiot. Asta-i. Dar se ducă neamțul. Yeah. El e mafiot, că el are 6 cărți, o tau într-o hurubă. Serios, dacă nu 6 cărți, o tau într-o hurubă. Îmi dă 3 cubici la an, 3 cubici de acea șorofii. Ai. Ți-ar da gratuit, ar fi altă treabă, da? Asta-i, tică pe ăla de jos, nu pe mafiot. Jos, Iohannes! Jos cu ei! De ce jos? De ce jos? Iohannes! Dar de ce? De ce? Că nu ține cu poporul. De unde știți? Păi dar nu ascultăm la televizor și nu vedem. Tot face numai pentru străini. Au vrut să dea și hidroelectrica și Olchimul la olandez. El e doar președinte. Păi președinte, dar el dirige, el e ca Ceaușescu. E mai rău ca un cioban, nu ca un președinte. Mai rău ca un cioban, nu ca de la munte. Jos cu el! După aia piste 5 ai pleacă și el din Germania, a dracu. Unii norociți, nu mă.